Asociațiile teritoriale de pensionari, printre care și cea din Târgu Neamț, ale Uniunii Generale a Pensionarilor din România, au analizat modul de aplicare a prevederilor unor acte normative care se referă la situația pensionarilor cu impact asupra nivelului de trai al acestora, după care au trimis o cerere către prim-ministrul Victor Ponta, prin care solicită sprijinul acestuia și a guvernului în vederea realizării obiectivelor pe care și-au propus să le îndeplinească. Ce obiective vă propuneți să atingeți în anul 2015? În anul 2015 s-a făcut o demersă către Guvernul României, chiar la domnul prim-ministru Victor Ponta, pentru hotărârea Guvernului României numărul 927 din 21, privind programul de guvernare de sprijin pentru pensionari, costuri de solidaritate, programul destinat pensionari cu pensii mici sau egale cu câștigul social mediu net pe economie. Doleanțele pensionarilor, care au mai fost transmise atât Guvernului cât și Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vâstnice, au în vedere și revenirea în mod eșalonat la stabilirea valorii punctului de pensii pe baza coeficientului de 45% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale. S-a făcut propunerea pentru soțul supraviețuitorul să-i se acorde o pensie de 25% din pensia soțului decedat sau obținerea pentru pensie cea mai avantajoasă. Această situație ar urma să fie abrogată legea 578 din 2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor. Modificată prin legea numărul 255 din 2007, propunerea are vedere și faptul cunoscut că o singură persoană face față mai greu cheltuielile de întreținere, medicamentele, etc. Acordarea cele de-a 13-lea pensie în două tranșe, Paște și Crăciun, ce ar veni în sprijinul pensionarii care nu beneficiază de tratament balnear sau casele de pensie, având în vedere numărul redus la acestora. Una din variante e amintit că și bugetarii beneficiază de etichete de vacanță. Plafonul de impozitare a pensiei să fie majorat la cel puțin 1.500 lei, iar reținerea contribuției de 5,5% pentru sănătate să se facă numai din pensiile care depășesc 1.000 de lei. În cererea trimisă către prim-ministrul Victor Ponta mai este precizat și faptul că pensionarii apreciază indexările din ianuarie 2013 și ianuarie 2014, dar că se speră la majorări care să ducă la îmbunătățirea stărilor materiale.